Dansul este cea mai naturală formă de a face mișcare, un hobby de care ne putem bucura atât în grup cât și individual, fără a tinde neapărat la performanță. În timp ce dansul de salon este mai relaxat, cel sportiv cere dinamică și energie. Conceptul de dans sportiv a devenit din ce în ce mai cunoscut și se dovedește a juca un rol important în ceea ce privește educația copiilor. Recunosc părinții care și-au înscris copiii la cursurile de dans organizate la sala multisport din Parcul Tineretului. Deci este responsabilitatea majoră a părintelui să îndrume copilul, să socializeze, să facă mișcare, să își programeze timpul în așa fel încât să-și ia în considerare și dezvoltarea personală. Este un factor vital pentru dezvoltarea copiilor. Mișcarea, sănătatea, da, cel mai important lucru. Cel mai important, să facă mișcare, să învețe întreținerea de zi cu zi. Socializează, știu eu, face mișcare, ceea ce acasă nu prea face decât stă și se joacă. Nu știu ce să zic, dar ei place și asta contează. Grație, eleganță, creativitate artistică, o atitudine jovială și plină de viață, dar poate cel mai important, un formidabil mod de a face mișcare. Cu siguranță ajută la dezvoltarea tonusului muscular, dar în același timp, dansul este un medicament pentru minte și suflet. Înseamnă cea mai plăcută modalitate de a-ți petrece timpul. Înseamnă un sport în adevăratul sens al cuvântului, pentru că nu este doar dans pe care îl dansăm în discotecă sau la un club, la o festivitate, așa. El se dansează în competiții sportive și de aceea este numit dans de societate sau dans sportiv. Există mai multe dansuri ce încadrează dansul sportiv. Sunt dansurile latinoamericane și dansurile standard. Tehnicile sunt separate la fiecare. E foarte mult de spus. În timp ce ideea de sport de performanță poate fi respinsă cu ușurință, dansul câștigă tot mai mult teren, mai ales în rândul tinerilor. La Reghin s-a creat chiar și o tradiție. Ceea ce este clar, acesta poate fi practicat de oricine, indiferent de vârstă. Poate practica începând cu 3 ani, de când știm să mergem pe picioare și până când ne țin picioarele, până la urmă. În general se adresează copiilor foarte mult, dar și adulților. Avem și cursuri pentru adulți, dar este și pentru fetițe și pentru băieți în același timp. Nu este doar pentru fetițe, să nu înțelegeți greșit. La sala multisport din Parcul Tineretului, iubitorii dansului sunt așteptați să se elibereze de stresul cotidian. De asemenea, părinții sunt sfătuiți să își înscrie copiii la cursurile de dans sportiv. Antrenamentele se țin în fiecare marți și joi după amiază.